Fotbaliștii de la ACS Mediaș mai au 2 săptămâni de vacanță. Reunirea lotului este programată pe 19 ianuarie, atunci când va începe pregătirea pentru returul de campionat. Lotul se va pregăti la Mediaș, iar pe lângă antrenamente, conducerea clubului a perfectat o serie de meciuri de verificare. Adversarii vor fi mai multe echipe ce evoluează în ligile 3 și 4. Noul an va aduce și o serie de modificări la nivelul lotului de jucători. Astfel, conform conducerii ACS Mediaș, vor exista noutăți atât la capitolul veniri, cât și la capitolul plecări. Mediașenii își doresc să înregimenteze mai mulți jucători cu experiență care să pună umărul la promovarea echipei în eșalonul superior. Prima partidă oficială din acest an pentru ACS Mediaș va fi cea din campionat din luna martie. Atunci, mediașenii vor întâlni în deplasare AFC Agnita. Data exactă de disputare nu a fost deocamdată stabilită.